Salut! Astăzi vom discuta despre ultimele rezultate de pe bursa locală, despre temerile privind inflația care a afectat piețele din întreaga lume, dar și despre anunțul lui Elon Musk care a prăbușit piața criptomonedelor. Să începem! Vifrana urmează să se listeze la bursă. Compania s-a remarcat în ultimii 10 ani, atât la nivel național, cât și internațional, ca un important producător și exportator de vinuri bio. Compania se va lista pe piața Aero, sub simbolul BOW. Listarea vine în urma plasamentului privat intermediat de Goldring, prin care compania a atras 9,5 milioane de lei. Mai multe detalii se pot regăsi în memorandumul companiei. Medlife a încheiat primele trei luni ale anului cu un profit net de 36 de milioane de lei la nivel de grup, în creștere cu 461% față de rezultatele din primul trimestru al anului 2020. Veniturile operaționale au crescut de asemenea cu 27,8%, ajungând la valoarea de 338 de milioane de lei. Creșterea veniturilor s-a datorat evoluțiilor pozitive pe toate liniile de afaceri, cel mai mult contribuind divizia de spitale, respectiv cea de laboratoare. IHUNT, compania ale care acțiuni au crescut cu peste 100% de la începutul anului, a încheiat primul trimestru cu un profit net în creștere cu 86%, dar și cu o cifră de afaceri mai mare cu 65%. Compania a anunțat lansarea oficială a aplicației IHUNT Home, disponibilă din data de 12 mai, mai exact, un software prin care utilizatorii se pot conecta sub o singură aplicație la toate dispozitivele smart home viitoare care vor fi lansate sub brandul iHand. Conducerea consideră că această nouă linie de business va fi una importantă pentru companie și va genera rezultate pozitive, cu precădere din 2022. AGES a avut de asemenea rezultate foarte bune. Vorbim despre venituri operaționale în creștere cu 20%, dar și despre un profit net în creștere de peste 6 ori. Așadar, în doar un trimestru, Ages a realizat aproximativ 85% din profitul întregului an 2020, respectiv o treime din rezultatul net bugetat pentru anul 2021 de 5,4 milioane de lei. Ages va avea de asemenea, pe data de 19 mai, ziua porților deschise unde cei interesați vor putea vedea cu exactitate ceea ce se întâmplă în cadrul companiei. Mai multe detalii legate de modalitatea de înscriere se pot afla accesând linkul din descriere. Acțiunile BRK au pierdut peste 7% din valoarea de piață în cele patru ședințe de tranzacționare încheiate în această săptămână, continuând astfel trendul descendent declanșat în luna aprilie. Investitorii marcând din profiturile pe care cotația le-a adus de la începutul acestui an. Amazon a strâns un miliard de dolari prin emiterea de obligațiuni verzi. Fondurile atrase vor fi investite în proiecte de energie regenerabilă, transport verde și clădiri verzi. Compania dorește ca până în 2030 să își alimenteze operațiunile cu energie regenerabilă și ca până în 2040 amprenta de carbon să fie zero. Bursele americane au avut parte de scăderi semnificative în miercuri, după publicarea datelor care arată o creștere a indicelor prețurilor de consum în SUA pentru luna aprilie. Indicele Dow Jones a scăzut cu aproximativ 2%, în timp ce Nasdaq a scăzut cu 2,6%. Cu toate acestea, Fed a anunțat recent că această creștere a inflației este normală în această perioadă, având în vedere contextul de anul trecut și că nu va fi de durată, ci mai degrabă tranzitorie. Tesla a anunțat că nu va mai accepta plata în Bitcoin pentru mașinile sale. Elon Musk este îngrijorat de utilizarea în creșterea combustibililor fosili pentru minarea și tranzacționarea de criptomonede, în special a cărbunelui. Acesta a mai menționat că Tesla nu va vinde monedele Bitcoin pe care le deține, așteptând tranziția spre surse mai sustenabile de producție a energiei electrice. Acest mesaj a creat panică pe piața criptomonedelor, care a pierdut 365 de miliarde de dolari în mai puțin de 3 ore. Departamentul de analiză a realizat un update a raportului de dividende, care prezintă ultimele decizii ale acționarilor privind dividendele. Mai multe detalii în linkul din descriere. Acestea fiind spuse, vă așteptăm și săptămâna viitoare pentru a afla principalele trenduri ale săptămânii. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați like și subscribe acestui canal, dar nu în ultimul rând să dați valoare informațiilor prezentate astăzi. Până data viitoare, investiți inteligent!